Salutare, oameni buni! Ne regăsim la Interviews for Hope, interviu pentru speranță, într-o locație deosebită, pentru că nu suntem în studio la Mureș, suntem la izvorul Mureșului, în județul Arghita, stațiune superbă, un loc de vis. Și avem întâlniri cu români deosebiți, oameni care fac cinste țării. Astăzi, în primul meu interviu din izvorul Mureșului, am un invitat special, Adrian Oilă. Adrian este un român care reprezintă în Anglia țara foarte bine. Adrian este lector universitar în Newcastle și ne va povesti tot parcursul lui prin viață, din România până în Anglia. Adi, bine ai venit la interviu pentru Speranță. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Este o onoare să mă aflu aici. Este o onoare să te avem aici, Adi. Spune câteva cuvinte despre tine. De unde ești tu deloc? Unde ai făcut facultatea și cum ai ajuns în Anglia? Deloc sunt din Vaslobeni, județul Harghita. Comuna de aici, nu? Da, la 10 km de izvorul Mureș. Un sat absolut superb. Iar facultatea am făcut-o la București, Politehnica din București, facultatea de metalurgie. O facultate destul de grea, că nu-i ușoară. Da, se făceau niște glume, pentru că depinde cum intri în campus, toate facultățile sunt pe dreapta, numai metalurgie. De stânga. Deci trebuie să fie un om special să faci toată povestea asta, pentru că toți sunt orientați pe drept, spre ASE, dar să faci inginerie e mare lucru. Se făceau glume de genul ăsta. Tu ce studiezi? Ah, metalurgie, tu ești pe stânga. Până ajungem la facultate, de asta vorbim un pic despre școala generală, liceu. Unde ai făcut școala generală? Școala generală, bineînțeles, la Vaslobeni. Vaslobeni. Școala care acum a adoptat un nume foarte frumos, Teodor Kindea, care Teodor a fost Kindea, unul dintre cei mai mari intelectuali care au sărit din zonă. Apoi am făcut liceul la Gheorgheni. La Gheorgheni, matematică, fizică, era pe vremea aia, da, primii doi, că erau cu două trepte, clasa 9-10, treapta întâi, atunci am fost la mecanică. Anii 80. Și în treapta a doua am fost la matematică, fizică. Era un liceu greu, mi-am amintesc că și eu am terminat tot mate fizică, adică am făcut 2 ani de mate fizică și trebuie să spunem oamenilor că noi am crescut împreună, suntem din Vaslobeni, din această comună magică, care conține, să zic așa, și izvorul Mureșului și mi-amintesc de cât de greu era liceul la Gheorgheni. Deci după ce ai terminat partea de matematică fizică la Gheorgheni, te-ai dus la Politehnică în București. Nu imediat, pentru că examenul la admitere, imediat după absolvirea liceului, a fost o catastrofă absolută. Era greu să intri atunci, în anii 80, nu? Da, era. Dar nici nu mă pregătisem cum se cuvine. Din ce ai dat atunci? Așa că disciplina au fost matematică și fizică. Da, și erau, da. M-am dus în armată. Deci înainte de facultate ai dus în armată? Nu mai țin un an și două luni sau și patru luni. Pentru că nu intrați la facultate, nu erai la TRE, nu? Da, nu. La teriști. Full. A fost o experiență interesantă, mai ales că am fost la Vânător de Munte. Unde? La Predeala? La Ghimbav, lângă Brașov. La Ghimbav, acolo ai făcut, da? Și în general am căutat să mă duc în aplicații pe munte, cu cai, câteodată era un fel de entertainment, un fel de mică vacanță. Dar a fost grea armata, că toată lumea se plânge. Au fost și lucruri nu foarte frumoase și poate că... Mai ales în perioada, la început, când probabil alergau. Câteva luni la început a fost cumplit, da. Și cam câte permisii ai avut pe an, să zic așa? Sau în tot armata? E așa de mult că mi-e greu să mi-e amintești. Da. Dar au fost suficiente, adică asta n-a fost o... Și după ce ai terminat armata, ai lucrat o perioadă profesor, nu? După armată, da, în timp ce mă pregăteam ca să mai dau încă o admitere la facultate, am dat concurs pentru un suplinitor, un post de suplinitor în sat. Unde? La Vaslobeni. La Vaslobeni, da. Și am lucrat, nu mai țin minte, un an jumate, cam așa, am lucrat ca... Profesor de matematică? Suplinitor la matematică. Matematică. Da. Băi, deci parcursul tău e destul și de... Și mi-a prins foarte bine că... Ai învățat toată cu copii. Totodată înveți un pic de pedagogie când faci asta. După că ai ajuns tu profesor într-un timp, dar spune-mi după... Da, așa, în sfârșit, după asta am intrat la facultate, am intrat destul de bine, cum am zis, la facultatea de metalurgie. Unde iarăși n-a fost ușor, că în primul an cred că eram vreo
50, 60, cam așa, am terminat vreo 25. Deci 50-25. Cum ne spunea profesorul Baciu, profesorul de engleză, vă veți cerne. Așa și fost. Am cernut destul de bine, da. Dar era grea facultatea, matematică superioară, fizica, ce era greu? Matematici, da. În toată viața mea studențească am picat un singur examen și ăla a fost primul, la analiză matematică. Hai. Și a fost un șoc, adică eram speriat, Doamne, abia am început și nu se spune să trec un examen. Era și grea matematică, mai ales atunci, nu? Da, da. Și câți au fost pe un loc când ai dat? Ca să folosesc cuvintele unui cercetător de la Institutul de Cercetări Metalurgice, care mai apoi a lucrat la Universitatea Valahia din Târgoviște, pe vremea noastră se mânca cartea. Exact așa și era. Pardon de cacofonie. Nu, e perfect, Adi. Păi asta vrem să aflăm în toată povestea asta, sau cu emisiunea Interviul de Speranță, exact drumul unui om prin viață, pentru că a fost destul de greu, Adi. Da, facultatea metalurgiei a fost, dar, cum să spun, am avut pasiune. Pasiunea am zidit-o așa de la an la an. Am început să-mi... Cu cât înveți mai multe lucruri despre metale, despre cum se rup metale, despre cum să le sintetizezi, cu atât îți place mai mult. Rezistența materialelor. Nu, rezistența materialului e mai mult de domeniul mecanic. Calculezi niște chestii. În metalurgie și în știința materialului, mai ales ne uităm la legătura dintre structura materialelor și proprietăților materialelor și de acolo la aplicații, la ce pot să-mi folosesc. Wow, e mare lucru, mă repet. Spune-mi, colegi, aveai din toată țara... Da, la universitate aveam colegi din toată țara, da. Mulți bucureșteni. Comuniști cu ei sau s-au pierdut prietenii? Din păcate, trebuie să accept că nu, de vreo câțiva ani n-am mai comunicat cu niciunul dintre ei. Dar prin țară plecați ca și tine sau? Nu mai știu. Nu mai știi. Bine, facultatea din București, spune-ne care a fost parcursul tău cu plecarea în Anglia. Da, parcursul a fost după absolvire, normal îmi trebuia un job și vreau să lucrez în domeniu. Am avut un interviu la Europa pe vremea o companie în București, se numea Carmesin. Carmesin. Carburi metalice sintetizate. Ok. Și proiectul meu de diplomă a fost pe ceva similar. Și m-am dus la ei la un interviu, m-au acceptat, dar în fine, între timp am aflat că sunt niște posturi de preparatori, primul stagiu în viața academică în România. Preparatori universitari la Universitatea Valahia din Târgoviște. Nici știam că există Universitatea Valahia din Târgoviște. După 90 a apărut, nu? Da, da. Da, și? Și m-am dus acolo la alte interviuri și mi s-a oferit un post de preparator pe știința materialelor. Și atunci am refuzat oferta de la Carmesin. Și cât ai stat în Târgoviște? La Târgoviște am lucrat cred că 4 ani. La Facultatea Valahia? La Universitatea Valahia. Da. Cum a fost? A fost fain? Au fost și lucruri nu neapărat frumoase, dar în general, da, a fost foarte fain. Pentru că eram foarte mulți tineri, aveam entuziasm, făceam lucruri împreună. Tinerețea. A fost foarte frumos, da. 4 ani în Târgoviște și a urmat Anglia. Da, și apoi vreau să mă specializez un pic. Și cât timp eram lucram la Valahia, am făcut și un master la Politehnica din București, unde Dumnezeu să-l odihnească, profesor Florian m-a chemat să fac un doctorat cu dumnealui, dar între timp deja m-am zis că sunt la doctorat la Valahia. La Valahia. Da, cu profesorul Dumitrescu. Nu mai știu dacă, sper că e în viață, dar nu mai știu. E bine că îi pomenești, pentru că un pic de istorie... Da, pentru că au fost oameni grozavi. Da, trebuie menționați, oamenii faini, profesori, oameni care, educatori adevărați ai țării, nu? Din păcate n-am fost mulțumit de evoluția mea și în general la ce făceam pentru doctorat și atunci am zis... Mai ales de ce nu eram mulțumit, că nu făceam niciun experiment.
scriam tot felul de rapoarte teoretice din... Vrei laborator, cercetare, bănuiesc, nu? Fără asta... Exact. Și atunci am zis, ia să vedem ce există în străinătate și am aplicat pentru burse câteva Statele Unite și Marea Britanie. Am hotărât să renunț la ofertele din Statele Unite, mai ales pentru limbă. Îmi place engleza britanică. Și mi-a părut și mai ușor de învățat engleza britanică și pentru testul de... Ca puteai să pleci în America? Da. Uh-huh. Da, din cauza că am avut ofertă de la Newcastle. În Anglia? Bursă full. Și atunci ai preferat la Și mi-a plăcut și domeniul pe care urma să îmi fac doctoratul. Deci, efectiv, ai aplicat, ai aplicat și care au fost primii pași ai plecării tale în Anglia? Au fost destul de mulți pași. În primul rând, ca să te accepte, trebuie să incluzi în aplicație și rezultatele unui test de limba engleză. Uh-huh. Sunt câteva teste uh-huh. stabilite internațional. IELTS a fost cel pe care l-am dat. Eu am înțeles că înseamnă International English Language System, ceva de genul. Uh-huh. Uh-huh. Da, și apoi am primit ofertă, tot veneau scrisori. Odată că ești acceptat la studii, odată că ești acceptat să primești bani. Uh-huh. Cam asta a fost. Am fost foarte fericit când... În ce an exact ai plecat? Adică. 1999. Deci sunt 24 de ani de când ești plecat în Anglia. Da. Ai ajuns în Newcastle. Care au fost primii pași în Newcastle, în Anglia? Primii pași au fost să învăț Geordi. Geordi, da. Locală, da, Geordi, da, e accentul. Awful. Am fost și eu în Newcastle și în Whitby, toată coasta de est am fost. Și a fost, un picuț a fost un șoc, am zis, bă, dar eu am IELTS, nu mai știu ce scor avem, 7, cam destul de mult peste minimum, ca să te admită. Dar accentul eram local? Eram foarte confident, a, nu se poate, o să, nu înțelegeam nimic. Deci după aia te-ai început să te da, primul an în afară de cercetare pe care o începusem, serele și după amiezele le petreceam învățând limba engleză. Păi da, că mă gândesc că toată lumea vorbește engleza, să zic, engleza... Da, cum se spune, în universitate nu neapărat decât oamenii locali, și mai ales locali, erau ei de care deseori aveai nevoie cel mai mult. Tehnicieni, dacă termenii tehnici. Să te ajute cu un aparat, cu un instrument, să-ți construiască ceva, sunt tehnicieni. Și au fost termenii tehnici au fost destul de greu de învățat? Termenii tehnici, nu. De fapt, aici se putea să am acum termenii tehnici în limba română, că uh-huh. fiind plecat de atâta timp anumite noțiuni. Tehnici s-ar putea să nu știu în limba română. Și știu că între timp, făcând așa o paranteză, ai fost și traducător pentru anumiți români care mai făceau anumite potlogării pe acolo. Da, asta e interesant. Pentru că, mai ales, deci, oferta de doctorat a fost pentru 4 ani, dar bursa a fost pe 3 ani. Ok. Anul 4 este pentru writing up, să-ți scrii teza. Dar trebuia să te întorci de acolo sau efectiv după ai aplicat pentru un post de lector? Nu, stai puțin să vedem cu traducerea. Ok, traducerea. Deci în anul 4 când îmi scriam... Aveam nevoie de niște cash uh-huh. și mi-am trimis CV-ul pe la companii care uh-huh. aveau nevoie de traducători. Uh-huh. Da. Și da, atunci am ajuns până la și la pușcării. La pușcării, da, românii făceau... Din păcate erau concepățeni de-ai noștri. Da. Erau acolo și... Ai văzut multe personaje interesante. Este o experiență neplăcută, dar utilă, că da. Da, nu-i frumos să ajungi prin pușcării. Și spune, deci Adi, ai început toată povestea cu bursa. Ce ți-a plăcut? Ce dificultăți ai avut? Colegi de unde aveai? Din toată lumea? Da, asta a fost altă parte. Aveam colegi de pe toate continentele. Uh-huh. Din Japonia, din Mexic, din... și
Da, este foarte interesant să cunoști cum gândesc, ce obiceiuri au oamenii de pe alte tărâmuri. Și știu că ai fost plecat la conferințe în Statele Unite. Unde ai ținut conferințe? Ce zonele? Da, m-am dus să-mi prezint lucrările pe care le făceam în foarte multe locuri. În Statele Unite am fost de foarte multe ori. Și în ce zone, în ce orașe? În multe zone, din California, San Diego, Florida, undeva aproape de Orlando. De fapt, conferința a fost ținută în, în cum se numește asta, cu Disneyland. Păi e în Orlando, e zona Orlandului, Disney World, Disneyland, Disney World, Disneyland în, în Los Angeles. Apoi Boston, iarăși o experiență interesantă pentru că America nu e unitară, adică sunt diferențe uriașe de la stat la stat. E, clar, da, și am fost în America. Probabil cel mai mi-a plăcut Tennessee, Memphis. Și ai fost în Memphis, unde da? Și casa lui Elvis, și Graceland. Da, și muzica asta. Blues, jazz, soul. Bluesul care se cântă și se cânta pe străzi. Memphis, străzi. Tennessee, da. Da. Dar spune-mi, era greu să-ți pregătești o conferință, pentru că nu e ușor, mai ales să vorbești despre materiale, inginerie. Zicem, e greu la început. La început, da, prima mea conferință a fost la San Diego. Și cum ți-ai pregătit? Conferință foarte mare, în sală erau vreo 200-300 de în audiență. Și când am realizat asta, am dat telefon acasă. Tata trăia pe vremea aia, Dumnezeu să-l odihnească. Și aproape că am plâns și i-am spus, tăticule, eu nu pot să intru acolo să vorbesc. Prima ta conferință în America. Da, m-a trecut bine și după aia, da, pregătirea nu e așa de grea, pentru că ca să-ți faci o prezentare, se bazează pe niște lucruri care le-ai făcut, le știi. Le știi. Dar la început sigur că ai emoții. Clar că, și nu la vorbi în public din ușor. Și la a doua și la a treia, dar după aia trece. Uh-huh. Emoțiile tot rămân. Am emoții chiar acum la acest interviu. N-ai de ce să ai emoții, că ești la interviul pentru speranță. Și oricum te descurci foarte bine. Adică ai umor, e exact ce trebuie. Că aici suntem relaxați. O discuție între doi prieteni, între doi români. Și spune-ne următorii pași. Deci ai făcut cei 4 ani, 3 ani, după care mi-ai făcut un an. 3 ani, după anul 4 a fost să-mi scriu teza. Să-mi scriu teza. Și după ce s-a întâmplat după? După aia, teza mea a fost foarte bine primită în lumea științifică. S-ai scris-o pe ce? Pe materiale? Pe ce ai scris-o, exact? Da, termenul este micropitting. E o formă de distrugere a roților din sate și a rulmenților. Interesant, spune-ne. Adică, după, mai ales pentru roz din sate și rumeți care operează în mașinării grele, vapoare sau și costă foarte mulți bani pentru industrie, că odată ce se întâmplă pe suprafață se formează foarte pit, găurele foarte mici. Și chiar dacă nu pleznește roata din sată sau rezistă. Așa, vibrațiile devin prea puternice, când dărâmă tot șandramaua. Și pe asta s-ai făcut lucrarea? Pe asta, da. Care sunt mai mult domeniul de mecanică. Dar eu m-am uitat la astea din perspectiva materialului, ce se întâmplă. Și am găsit acolo că au loc niște transformări despre care nu știa nimeni la ora aia. Și a fost foarte bine primită lucrarea mea de aia la conferința de la Orlando. De fapt, am fost invitat și să fiu președintele unei comisii mixte între ASME și STLE. ASME, American Society of Mechanical Engineers, și STLE, Society of Tribologists and Lubrication Engineers. Și au făcut un comitet și m-au întrebat dacă vreau să conduc comitetul ca să lucreze la un standard pentru roz din sate și să considere și micropicking-ul. Și Universitatea din Newcastle avea un centru de cercetare pe roz din sate
Și când au văzut aia teza, mi-au sugerat, nu vrei să lucrezi cu noi? Să devii lector? Ca, nu. S-a început? Ca research associate. Cercetător. Și am lucrat acolo, a fost un contract pe un an, apoi nici n-am mai căutat nimic, mi s-a făcut dor de România și am venit acasă și am stat aproape un an fără să lucrez nimic. Ai întors în România că, da? Un an. Căutam joburi, am găsit un job care mi s-a părut foarte potrivit pentru mine, ceva, în specificație, ceva inginer la... La Dacia, la Pitești? La Pitești. Și? Dacia Renault. Sau. Și am fost la interviu acolo, surpriză că cei care mă intervievau m-au întrebat lucruri tehnice sau științifice foarte multe. M-au întrebat de ce vreau să vin acasă. Și vreau să vin în România. Din păcate. Dar, nu știu... Poate dacă domnii și doamne care m-au intervievat atunci văd asta, poate să-mi transmită și mie care a fost rezultatul interviului. Până acum nu știu. M-au acceptat, m-au respins. N-am primit niciun răspuns. Și ce ai făcut după? După aia am aplicat pentru un job de iarăși research associate la aceeași universitate la care am fost. M-au acceptat și m-am dus înapoi. În Anglia. Da. Adi, noi vreau să întreb înainte de a merge azi pe drumul tău, o întrebare mai interesantă așa. Noi tot am vorbit despre fizica cuantică, pentru că tu predai fizică cuantică. Predau fizică cuantică nu la nivel foarte înalt, nu, ci dar la Foundation Year. Foundation Year este un fel de an pregătitor înainte să înceapă. Da. Pentru că în interviul meu vorbesc mult de partea asta de terapii. Și a apărut în România acum un curent de așa zis terapeuți care folosesc cuvântul cuantic în tot. Medicina cuantică, vindecarea cuantică, totul e cuantic. Au inventat și dacii cuantici, dacă poți să-ți imaginezi. Și folosesc acest termen de fizică cuantică pentru că sună bine, dar cred că habar n-au ce înseamnă fizica cuantică și care e aplicabilitatea adevărată, să zic, în orice. Spune ce e fizica cuantică? Fizica cuantică este fizica care consideră, deci... inițial, de exemplu, considerăm că lumina este o undă electromagnetică. Ok. Da? Iar că niște particule, electronii, sunt particule. De Broglie. De Broglie a produs o teză de doctorat de vreo, nu știu, de vreo 20 de pagini. De unde era acest De Broglie? Un cercetător francez. Francez. Cam prin ce perioadă? Cam prin ce an? Început de secolul 20? N-aș vrea să dau un an, că nu, dar... Secolul 20. Da. În vremea aia, între eu, Einstein și... Începutul secolului 20, da. Și? Și el a sugerat că lumina, de fapt, poate fi tratată ca particule de asemenea. Okay. Și în explicațiile astea, quanta este acel pachet de energie pe care noi îl considerăm particulă în lumină. Ok. În același timp, mai târziu s-a demonstrat că și electronii au acest caracter de undă și de particulă. Okay. Și în general acceptăm în fizică cum că toată materia poate fi tratată în aceste două moduri, ca undă și ca particule. Deci cuanta asta este. Cuanta a fost introdusă de un fizician german. În sfârșit. Ca să explice un fenomen care se numește black body radiation. Black? Black body radiation. Black body radiation. Da. Este absolut extraordinar. Pentru că, îmi pare omul lapsus, nu-i amintesc numele fizicianul german. Nu contează asta. Este și un institut mare în Germania care îi poartă numele. Ok, în sfârșit. În fine. Și el a folosit, cum să zic, a priori, fără nicio demonstrație științifică, a folosit acest concept de cuante ca să explice transferuri de energie. Și mai târziu,
alți fizicieni au demonstrat, matematic a avut dreptate. Deci cuanta asta este și se referă la... Și fizica cuantică înseamnă tratat materia la o scară foarte mică, în care considerăm și particulă și undă. Uh-huh. Ceea ce te refereai tu cu vindecători care folosesc cuvântul cuantă. Este absolut rubbish. E poveste amețită, deci folosesc acest cuvânt. Termenul probabil place pentru că am impresia că Einstein a zis că nimănui nu place fizica cuantică și atunci puțină lume o înțelege și atunci hai să folosim ceva ca să te dăm pe spate. Că uite. Exact. Mai spune un fizician cine spune că înțelege fizica cuantică, de fapt nu înțelege fizica cuantică. Exact. Cred că Einstein a spus asta, da. Și acest cuvânt cuantic e folosit ca mai mult felul care deci sună... Deci asta e cuanta, un concept ca să ne îngăduie nouă să tratăm, de exemplu, lumina ca particule. Ca particule. Da? Uh-huh. Mersi mult, pentru că chiar vreau să întreb un specialist în partea asta, că am avut tot felul de povești, tot felul de contrări, așa, cu tot felul de, așa zis, terapeuți. De ce folosești cuvântul cuantic? Pentru că, de fapt, abar n-ai ce înseamnă fizica cuantică. Întâi învață ce e fizica cuantică, după aia folosești acest cuvânt de fizică cuantică. Ok, Adi, spune-mi, după atâția ani, cum vezi tu România? Te întorci în fiecare... vară, știu. Cum se vede România din Anglia și cum ai găsit România? Cum găsești tu România de fiecare de când vii acasă? Din păcate o văd prea puțin, mult mai puțin decât mi-aș dori. Dar totuși te lovești de realitate de aici. S-au întâmplat lucruri bune, fără îndoială, dar bănuiesc că toată lumea știe ce a fost bun. Uh-huh. Mai degrabă m-aș referi la lucruri care nu sunt așa de bune. Și în primul rând asta mă frapează obrăznicia, mai ales a tinerii generații, nu toți unii. Zi, păi de asta și vorbim. Sunt extrem, nu se mai respectă. Sunt educați. Nu, da. Și aici s-a întâmplat să dau exemple din viața mea, dar uite, la televizor trec unii stradă și ies doi dintr-o mașină cu bâtele și bat pe aia că... Este absolut incredibil. Nu înțeleg de ce. Un fel de agresivitate a omului către om. Dar nu știu de unde vine frustrări, lipsa de încredere în instituții, care probabil se bazează pe lipsa de încredere în indivizi, că probabil mai există asta, indivizi care ocupă funcții importante, inclusiv la parlament și la guvern. Nu știm exact, sunt acolo pentru că sunt competenți sau pentru că vechiul concept copile sau... Dar e chestia și de frustrare personală. Toți vor să fie altceva decât sunt, toți vor să fie rapid, să câștige fără să facă mare lucru. Posibil, e o frustrare, e o chestie incredibilă. Exact. Păi, dar e mai ușor să te afirmi făcând ceva scălămbăiel pe TikTok decât să muncești, nu știu cât, să ajungi campion mondial la not sau... Exact. Deci ai dreptate. Asta e, vorbim despre contactul cu România. Spune, te rog... Tu predai acum, ești lector. Tu ai doctorant. Senior lecturer. Senior lecturer. Care e diferența între lector și senior lecturer? Care e diferența? Un pic mai bine plătit și mai sus. Un pic mai puțină muncă ar trebui, dar să vedem. Și ca să ajungi profesor plin? Mai trebuie să mai scriu vreo 30-40 de articole. Păi scrie-le! Probabil ești la pensie deci crește salariul, nu? Da, sigur. Ești profesor plin, da, nu? Da. Spune-mi, tu ai doctoranți. Deci tu efectiv ai pe lângă tine tineri, bănuiesc că sunt, nu? Sunt tineri și mai puțin tineri, da. Din mai multe țări? Din foarte multe țări, inclusiv din Nigeria, din Mexic, desigur din Marea Britanie, din China. Și tu ce faci exact? În drumi spre ce? Sunt două nivele. Calificări în cercetare. Da, nivele, calificări, da. Și master. Dar master este master cu
predare, cu dus la cursuri și master cu cercetare. Okay. Le zice MPhil, Master of Philosophy. Și da, unii fac MPhil, alții fac PhD. Și un îndrumător asta trebuie să facă, să îi ajute să ajungă. Și dau un examen la tine sau nu dau un examen la tine? Toate degree-urile astea pe cercetare se acordă după un viva voce. Viva voce, ce înseamnă? Și în viva voce sunt doi examinatori, unul intern de la universitate și unul extern. Deci ei își dau. De obicei, rolul ăla intern este mai mult să se asigure că examinarea are loc în condiții bune și pe când externul pune cele mai multe întrebări și câteodată destul de dificil. Și se întâmplă, la unii să repete anul sau cum, care e sistemul, dacă cineva pică, să zic. Deci, de exemplu, cineva care, ideal n-ar trebui să se ajungă acolo, că la sfârșitul fiecărui an, fiecare student de la cercetare, doctorat sau master, trebuie să treacă printr-un progression panel. Într-un proces. De progresie. De progresie. Și atunci panelul ăsta decide, ok, tu nu ești bun să treci în anul 2, că să te scutim de dat bani în zadar și să-ți pierzi timpul tău și al nostru, noi îți sugerăm, dacă faci PhD, sugerăm să te muți la MPhil, sau îți sugerăm să întrerupi studiile aici. E bună metoda asta, că în felul ăsta îi oprești să ajungi în ultimul an, zi peste o lună ai viva voce și îți spune tu, nu-ți acordă niciun grad că tu nu ești bun. E interesant, interesant, da. Așa, pentru că nu știam mecanismele, nici oamenii nu știu mecanismele care sunt și care funcționează într-o universitate de afară. Dacă ai avea niște sfaturi pentru studenții români care vor să plece în Anglia, să zic. Sfaturi pentru studenții români care vor să plece, să-i găsească pe studenții români care sunt deja acolo. Sunt câțiva, nu așa de mulți, în trecut erau mai mulți, după ce... Ai avut studenți români? Da, și foarte buni. Erau buni, da? Toți studenții români au fost absolut excelenți. Da? Dacă îi duce minte pe români. Da. Individual sunt foarte buni. Când se unesc, atunci, în echipă sau altfel. Da. Nu, studenții români care au ajuns acolo și eu i-am cunoscut, au fost absolut printre primii. Înțeleg. Și cei care vor să plece în Anglia, de exemplu, ce le-ai putea spune? Pentru că mulți se uită la emisiunea noastră. Păi, în primul rând, partea financiară e probabil cea mai dificilă, pentru că taxele sunt foarte mari. Acum, da, și nu știu dacă acum nemai fiind cetățeni europeni, UK nemai fiind în Uniunea Europeană, Brexit-ul. Nu știu dacă oferă împrumuturi cetățenilor din alte state, împrumuturi bancare pentru studii. Iar altfel, în afară de partea financiară, o engleză bună, să înveți o engleză bună, pentru că dacă nu știi, o să ai trebuie probleme. Trebuie să știi engleză, da. Bine, pentru acceptare trebuie să treci un test, un IELTS, cred că depinde de disciplină, de degree, adică e undergraduate, postgraduate, IELTS 6,5 sau 7 sau... Și cam cât e pe an, Adi? Cam cât costă un an sau cum se plătește? Pentru studenții UK, la undergraduate, deci să faci cei 3 ani, în jur de 9.000 de lire pe an. Ei cam primesc de la bănci. Da, dar primesc de la bănci, nu împrumuturi. Cei mai mulți fac împrumuturi la bănci. Da. Și dacă cineva e din afara, să zic, Angliei, de exemplu, un român... Uite, din păcate, nu știu dacă au acces la aceste împrumuturi bancare. Dar cam tot atâta plătesc 9.000 sau mai mult. Cei din afara. Păi, câtă vreme UK a fost în Uniunea Europeană, toți studenții europeni erau tratați ca cei de acasă. Am impresia că încă se mai aplică asta, dar nu știu până când. Înțeleg, înțeleg. Adi, acum spune-ne, te rog, planurile tale de viitor. Dacă ți-ar oferi un loc în România să vii, să predai în România metalurgie, ai veni sau vrei să te pensionezi în Anglia? Acum...
Acum lucrez la ceva foarte interesant care se numesc High Entropy Alloys. Am avut o finanțare europeană, am ceva rezultate bune. Ce este acest High Entropy Alloys? Pe scurt, așa, de exemplu, oțelul e un aliaj în care ai 98% fier și maxim 2% carbon. Ok. Aliajele astea noi, în aliajele astea noi combini elementele în proporții egale. Deci nu 98% și 2%, ci dacă ai 4, fiecare 25%. Înțeleg. Și poți să aibă proprietăți foarte neașteptate. De exemplu, ce am făcut eu este foarte dur, dar în același timp foarte elastic. Adică se deformații foarte mici și își poate reveni din aceste deformații fără să crape, fără să se fisureze. Deci cât durează? Planul imediat. Și cam cât va dura? Încă un an? Încă doi acest plan? Sau cât? Depinde ce succes o să am să mai obțin finanțare. Se poate lucra foarte mult la chestia asta. Mi-ar plăcea o finanțare pe vreo 3-4 ani, de exemplu, să am un doctorant sau cel puțin un doctorant. Iar apoi alte planuri de întors, nu chiar așa neapărat, deși mi-ar plăcea să mă întorc mâine, dacă aș avea ce să fac cu tine. Ca pasiune mi-ar plăcea să mă ocup puțin de limba de la Voșlobeni, deși nu sunt lingvist, că asta e. Deci, efectiv, îți place cultura locală, adică chiar ești apropiat de povestea de la Voșlobeni. Dacă sunt de la Voșlobeni, n-am cum. Limba în ce sens? Cuvintele arhaice? Da, vechi? Cuvintele astea care s-au născut din împletiturile astea de moldovenească, de ardelenească, de unguri. Unguri. Cu influențe ungurești, da. Cât spune două cuvinte din astea, care și înțelesul lor? Păi, veram. Ți-l spune la oameni care probabil n-o să mai ce înseamnă veream. Explică tu că știi, mie e mai greu să explic. Păi pe vremuri n-aveau pivnițe oamenii. Și atunci în casă tăiau podelele, da. Și sub podele puneau cartofi să nu înghețe iarna. Da. Da. Și deschideau iarna veremul, dar vine din ungurește verem. Da, cred că e curat cuvânt. Cuvânt românesc din Voșlobeni, dar veream din ungurește. Trebuie să, dacă cineva scoate și avem o cunoștință la Voșlobeni care face asta, dar ar trebui și o descriere fonetică, cum să-l citești, că se scrie verem, dar nu citești verem, trebuie să citești verem. Plus că sunt o grămadă de cuvinte, cum ar fi fiteu, sobă, care vine din fite, din ungurește, nu? Așa cred. Da, sau ghiufe de la ghiufat, chibrite, sunt o grămadă de cuvinte, sau ghivizu, sau nu? Bevagoș. Bevagaș, dar Bevagaș cred că tot din ungurește vine, nu? Așa cred. Că înseamnă, nu știu, un canion ceva. Un fel de, da, un canion mai mic, da. Sau culoarea ghivizu. Ioi, lumea nu știe ghivizu, dar ghivizu la Voșlobeni înseamnă rus. Danieru. Nieriu. Da, un cuvânt care se pare că înseamnă un fel... ceva albăstriu. Ceva albăstriu, așa. Că sună niere de la miere, dar nu, e albăstriu. Ar fi frumos cineva să pună cuvintele astea, să facă... Planul meu nu e asta, că nu sunt lingvist. Planul meu ar fi să scriu o cărticică mică umoristică. Umoristică, da. În care să-i pomenim și pe vechii povestitori cu basmele pe care le spuneau. E mare lucru, pentru că și în Biblie scrie, mai întâi a fost cuvântul și cuvântul era Dumnezeu. Deci cuvintele pot să influențeze un destin, nu? Da. Cel puțin destinul alor noștri. Cu sigur. Dar mici. Am observat că dispar, cuvintele astea dispar, tinerii adoptă limbaj care se folosește pe Facebook sau cu prescurtări, cu... Anglisme. Bătrânii se duc și tinerii nu mai folosesc. Ar fi bine să rămână undeva. Bineînțeles. Scriptament. Păi da, asta e și ideea. Să zic, ție și chiar de suflet toată povestea asta. Oh, absolut. Bineînțeles, da. Că ține de suflet, da. Pentru că numai că ți amintești
locul în care ai trăit și acele cuvinte, da, care te țineau, da, în viață și îți dădeau speranță sau mor. Ceva am putea să facem? Să facem niște piese de teatru cu povestitorii. Cu povestitorii, știi, de acolo. Da. Noi așa am crescut. Da. Pe vremuri nu aveam televizor, citeam mult, aveam, mergeam la bibliotecă, luam cărți și ales... Da, ce fermecați eram. Și mergeam în șezătoare. Da. Cu bătrânii și ascultam povești de război, da, cu foamea, da, din 47, colectivizarea, toate poveștile astea și bineînțeles că bătrânii exagerau. Și poveștile au rămas nemuritoare. Mi-am zis când eram în Anglia, când eram în Canada, de fapt, și în Anglia, românii mă chemau la ei să le spun povești de la Voșlobeni. Cu toți bătrânii, cu războiul, cotul Donului, cu frontul, cu nemții, cu rușii. Era fascinant, nu? Era ca Nikos Kazantzakis, așa erau, da, bătrânele pe... Cu ceasul pierdut când frontul venea și l-a găsit când se retrăgeau. L-a pus la ureche, a mai ticăit odată și a stat. Exact. Adim, e o onoare să te avem la poveștile noastre aici. Acum, la sfârșit de povești faine cu tine și îți mulțumesc că ai ajuns. Mulțumesc pentru invitație, mare plăcere și onorat să fiu aici. La... Ce vreau să spun e, dacă ai avea un mesaj pentru profesori români, pentru studenți români, pentru românii de pretutindeni, pentru românii din Anglia. Da, păi, mesajul meu, cel mai bun mesaj Petre Țuțea, de exemplu, l-a dat la români, încercați să fiți cei mai buni în domeniul pe care vi-l alegeți. Și chiar dacă nu ajungeți, conduceți-vă viața în felul ăsta, să năzuiți spre a deveni cei mai buni în domeniu, ales care poate fi orice. Foarte frumos și pentru cei din Voșloben și Zvor Mureșului, un mesaj? Să ne întâlnim, să bem o bere. Oameni buni, l-ați avut în față pe Adrian Oilă, un om deosebit, un om care face cinste României în Anglia, dar nu numai în Anglia. Ne vedem tot de la Izvorul Mureșului cu alte povești faine. Pe curând!